Vreo 20 de colective din Republică și câte unul din România și Ucraina au participat la Festivalul Folcloric al Obiceiurilor și Tradițiilor Populare la Umbra Stejarului, desfășurat în satul Cobâlea, raionul Șurdănești. Evenimentul, consacrat cele de-a 11-a ediție a manifestației, a adunat sute de oameni din sat, dar și din țară. Festivalul a început cu tradiționala parada colectivelor artistice. Clopote la Suceava și Neamț, Soroca și Căpriana, bat clopote de jale. Dangătul clopotului de la Putna a vestit prelung moartea lui Ștefan cel Mare. În anul 1504, la 2 iulie, voievodul se stinge din viață la Suceava, în cetatea din care pornise atâtea bătălii și în care se reîntorcea biruitor din cele mai multe ori. Moldova astăzi plânge căci soarele a apus. Schimba sale raze pe un domn bun, nesupus. Supus cu blânde fapte lui unul Dumnezeu,
și pângărea cu moarte dușmanul crud al său. Ștefan nu mai este, însă veșnic este în memorii a sa bărbăție. La umbra stejarului a fost prezentat monologul lui Ștefan cel Mare în interpretarea artiștilor de la Teatrul Vasile Alexandrei din Bălți. Boieri, curteni, v-am adunat aici ca să stați moștenire atunci când noi mai fi eu. Au trecut 47 de ani de când Moldova mi-a ieșit înainte cu mitropolit, iegumeni, boieri, răzeși și țărani. Și cum vrut Moldova, așa vrusei și eu. Că vru Moldova un domn drept și n-am despoiat pe unii ca să îmbogățesc pe alții. Că vru Moldova un domn treaz și-am vegheat zi și noapte ca să-și odihnească trupul său obosit. O pădure tânără de vitej, unde sunt moșii voștri presărați la Orbic, la Chilia, la Racova, la Războieni, la Orhei? Unde sunt părinții voștri la Cetatea Albă, la Cotlabugi, la Soroca, la Lipnic, la Șoldănești, zac în pământ eroii noștri și deasupra lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovei ca pe umerii unor uriași. Eu, Ștefan Vodă, în acești 47 de ani m-am străduit să unesc apusul și răsăritul într-un singur gând. Oamenii mei au bătut din poartă în poartă, la leși, la unguri, la litpani, la tătari, la turci, la ruși, dar degeaba. Toți pretindeau că vor să ne elibereze. Leșii de unguri, ungurii de litvani, litvanii de tătari, tătarii de turci, turcii de ruși, rușii de turci, dar de fapt toți urmăreau unul și același scop, să ne îngenuncheze și să ne prefacă în robii lor. Simt că în curând Domnul Dumnezeu mă va lua acolo sus, la El. Și când mă voi afla în fața Lui, voi avea îndrăzneala să-i spui: Doamne, doar în Tine am crezut și timp de 47 de ani mi-am apărat țara așa cum am putut, fiind scut în fața creștinătății.
Pe voi, urmașii mei, vă îndemn să țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră. Moldova e a urmașilor noștri și a urmașilor, urmașilor, urmașilor noștri în veacul veacurilor. Doamne, binecuvântează-o! La bustul Marelui Domnitor, un sobor de preoți au prezentat un serviciu divin. În debut, oaspeții au fost salutați de gospodarul localității Ion Malei. Vă salut și vă zic bine ați venit la festivalul folclorii la Umbra Stejarului. A devenit o tradiție ca la începutul lunii iulie, că se cumpărează trecerea în ființă a Marelui Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt, să ne adunăm aici, în preajma acestui stejar secular, ce poartă de numele și la umbra cărui Ștefan Botă s-a odihnit. Lângă această biserică, care a fost ridicată după victoria voievodului asupra dușmanilor țării, acest loc unde se află stejarul, biserica și bustul Ștefan cel Mare a devenit simbolul satului Lupâne și suntem mândri că anume la noi în sat se află aceste monumente de istorie și cultură a poporului nostru. În anul 1988, Ministerul Culturii, Centrul de Creații Populare, cetățanul de onoare a satului, Sergiu Agatu, au pus începutul acestui frumos festival, care astăzi a ajuns la cea de-a 11 ediție. Scopul festivalului este de a susține obiceiurile și tradițiile populare, de a le transmite urmașilor noștri. Suntem urmașii lui Ștefan cel Mare și avem o datorie sfântă față de înaintași, față de cei care ne-au lăsat această moștenire valoroasă. Să o păstrăm, să o promovăm și să o transmitem cu cinste mai departe. Este important pentru noi de a menține acest festival, care adună atâția iubitori ai muzicii și dansului popular, iubitori ai frumosului. Salutări participanților la festival și vă doresc mult succes! Acum un sfert de secol, administrația publică, în colaborare cu agenții economici din teritoriu, au decis să organizeze acest festival, care mai apoi a devenit cartea de vizită nu numai a satului Cobâlea, dar și a întregului raion. Acest fapt l-a menționat și Alexandru Relițchi, președintele raionului Șurdănești, care a ținut să menționeze că festivalul se perfecționează cu fiecare ediție. Onorată asistență, stimați prieteni, invitați, colegi, muzica și dansurile populare sunt forță care ne farmică, ne mișcă până la lacrimi, ne apropie unii de alții și ne fac mai blajeni la suflet. Sunt cele mai importante valori care sedimentează secole de istorie și cultură, sunt bogății incontestabile ce promovează frumusețea și specificul tradițiilor, datinilor și obiceiilor moldovenești. Pornind de la ideea că omul nu trăiește numai cu pâine, în anul 1988, adică cu 24 de ani în urmă, Comitetul Executiv Șoldănești, Direcția Raională Cultură, Primăria Satului Cobâlea, Agentul Economic și Frunic Conducătorul domnul Sergiu Argatu, decid să organizeze un festival folcloric care se desfășoare anual la umbra stejarului legendar, numit în popor, stejarul lui Ștefan cel Mare și care a devenit în prezent cartea de vizită atât a satului Cobâlea cât și al raionului Șoldănești întregime. Festivalul avea ca scop inițial susținerea tradițiilor și obiceiilor seculare, cultivarea segmentului de dragoste pentru folclor, promovarea și cunoașterea datinilor și tradițiilor populare.
realizându-și în totalmente scopul și având o mare priză la public, devine mai târziu festival republican, apoi internațional. Pe această scenă au eluvat în majoritate, din majoritatea țărilor din Uniunea Sovietică și chiar din țările europene, cum este Grecia, Polonia, România și altele. Din anul 2004 și până în prezent, odată la 2 ani, în luna iunie, atunci când întreg poporul comemorează trecerea în neființă a marelui domnitor al țării Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, stejarul lui Ștefan își desface falnic ramurile pentru a umbri spectatorii și admiratorii de muzică populară și dans. Festivalul se perfecționa odată cu fiecare ediție și se distinge printr-o realizare artistică deosebită. Grație primăriei satului Cobâlea, efortului comunic cu Consiliul Raional, contribuții și susținere financiare a sponsorilor, festivalul s-a desfășurat de fiecare dată cu succes. Ceea ce cred și astăzi nu va fi o excepție. Anul acesta ne bucură prezența numeroasă a formațiunilor artiști și de amatori și meștrilor populari, care sperăm vor aduce în scenă cele mai alese cântice și dansuri populare din raioanele Rezina, Orhei, Florești, Telenești, Șoldănești, Strășeni, Sângerei, Criuleni, municipiul Chișinău și Bălți. Grație acordului de colaborare cu Euroregiunea Siret Nistru Prut, Euroregiunea Nistru, raionul Șoldănești a semnat un acord de colaborare în domeniul comercial, economic și cultural cu regiunea Vinița, raionul Șargorod din Ucraina. Astăzi, reprezentanții raionul Șargorod ne-au onorat cu prezența în calitate de oaspeți de onoare al festivalului în frunte cu domnul Sosiuc Vasilii Vladimuruș, înlocuitorul șefului de secție relații externe a Consiliului Regional Vinița. Oaspeți de onoare al festivalului de la Cobâlea sunt și vecinii noștri din România, reprezentante de Ion Ilie, directorul Centrului Județean pentru Conservare și Promovare Culturii Tradiționale din județul Botoșani, susținut de ansamblu de muzică și dans popular Cordăteanca din Cordăteni, județul Botoșani. Sunt în speranță că astăzi, în această scenă, va domni cânticul și voia bună. Vom reuși să arătăm că suntem cu adevărat moștenitori, păstrători și propagatori al tezaurului folclorului și adevărați iubitori ai neamului. Dacă este adevărat că o cultură nu evoluează decât prin contactele sale cu altele, că numai identitatea naște diversitate, că numai contextul o poate pune realmente în valoare și stima potențialului, atunci stejarul lui Ștefan îți va desface falnic ramurile încă mulți, mulți ani pentru a umbri și răcori sufletii sătoase amatorilor de folclor, va oferi posibilitatea de a recunoaște frumusețea cânticilor și a danselor populare. Dați-mi voi, stimați spectatori, din partea mea personală, din partea dumneavoastră, să le spun tuturor artiștilor, membrilor formațiilor artistice, bine ați venit la Festivalul Republican de Muzică și Dans Popular la umbra stejarului și să vă asigurăm de tot respectul pentru dragostea pe care o purtați față de cânticul și dans popular. Vă urez tuturor artiștilor și spectatorilor succes și satisfacție, iar muzica și dansurile interpretate din această scenă să rămână și în continuare o adevărată plăcere și relevație. Încă o dată mulțumesc tuturor pentru prezență și vă doresc o zi frumoasă și plăcută în continuare. Уважаемые наши соседи, уважаемые друзья, уважаемый господин Александров, разрешите мне от имени областного, Винницкого областного совета и от имени председателя Еврорегиона Днестр поздравить всех с началом открытия вашего фестиваля. Мы очень благодарим вас за приглашение и принимаем участие в вашем фестивале. Желаем вам в дальнейшем побольше хороших встреч во имя сотрудничества наших групп. Соседей Украины и Молдовы.
хотите вручить маленький подарок, чтобы мы в дальнейшем побольше собирались, учились и делали только хорошие дела. Дорогие друзья, уважаемый господин Александров, нам очень приятно шаргородцам принимать участие в вашем прекрасном фестивале и побывать в вашем районе и, естественно, в вашем селе здесь. Я хочу в такой прекрасный день пожелать нашему фестивалю не только от себя, а, естественно, от председателя Шаргородской районной государственной администрации Николая Слободенюка и от председателя районного совета Владимира Павельского пожелать вашему фестивалю долгих лет жизни, успехов, удачи, процветания. И, естественно, мы от нашей небольшой делегации из Шаргорода, наш Шаргород – прекрасный небольшой городок. В этом году у нас тоже будет праздник. И мы любезно приглашаем ваш коллектив, который возглавит ваш господин Александру 26 августа, приехать к нам на большой праздник. Это будет 20-й международный фестиваль национальных культур. А сегодня мы хотим вручить тоже небольшие сувениры от нас. Это небольшой календарь. Это, естественно, наш буклет, в котором можно познакомиться с нашим прекрасным районом, с нашим городом. Еще наша книга «Шаргородщина. Страницы истории». Тоже можно познакомиться. И, естественно, еще небольшой один сувенир из нашей области. Я говорю, Юрий, сколько раной сорок три ой. Также хочу присоединиться к поздравлениям в знак признательности и дальнейшей дружбы. Хочу подарить такой вид Шаргорода, чтобы помнили, что у вас есть друзья в Украине. Пожалуйста. Sărbătoarea a continuat în Parcul Stejerel, unde toate colectivele artistice au evoluat cu cântece și dansuri.
Thank you.
Все ваши желания, мечты, надежды, любви вам,
Пусть на вашу прекрасную молдавскую землю будет преклонен Бог. Пусть сбывается все, что вы хотите. Мы вас любим! Це наша мета, на щастя, на долю, хай сонце голубить тобою, а небо вклоняється полю, і шумлять пшениці і жита, на щастя, на долю, на довгі мирні літа. Збираємося, друзі, як сестри, брати, прощаємося, надії зустрітися знову. І хай нам щастить і щастить у житті на дружню і мирну розмову. І хай нам щастить і щастить у житті на дружню і мирну розмову. На щастя, на долю, на все дороге нам до болю, хай зозулі віщують літа і збувається наша мета. І жита, на щастя, на долю, на довгі мирні літа. На щастя, долю, на довгі мирні літа. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Мы вас любим. Yeah.
Yeah.